Salutări din București și bine ați venit pe Încă Ceva. Numele meu este Marius, iar pentru cei care nu știu acest canal, pe Încă Ceva găsiți foarte multe chestii legate de entertainment. Și ocazional găsiți câteva podcasturi și ocazional găsiți foarte multe chestii legate de Game of Thrones. Și ocazional găsiți câte o super ofertă, pentru că tipul de azi este sponsorizat de către Focusat. Cei care anul acesta ne-au ajutat foarte des fiind altul de canal prin clipurile pe care l-au sponsorizat. De azi avem un clip puțin mai diferit față de ce facem în mod normal. E vorba de un serial olandez pe care îl veți vedea tot pe Focusat, pe aplicație. Și dragii mei, haideți să vorbim puțin despre vecinii. Așa că, fără să avem timpul, haideți să începem. Eigenlijk mocht ik niet naar huis komen. Ik moest bij jou wachten. Waarom dan? Ze hadden ruzie. Ah, vaders en moeders maken wel vaker ruzie, joh. We worden niet beter. We blijven zoals we zijn. Jong en wild. Peter lijkt me anders. Ik hoop dat jullie hier heel snel thuis zullen voelen, jongens. Așadar, nu uitați să intrați la linkul din descriere folosind cod încă ceva. Veți beneficia de 12 zile de aplicație gratuită Focusat. Evident, o puteți face o singură dată pe contul dumneavoastră, dar aveți 12 zile de absolută gratuitate să încercați aplicația, să vă descoperiți tot ce găsiți acolo. Foarte multe seriale europene, foarte multe producții europene, dar nu numai, evident. Așa că încercați Focusat, pentru că susținând Focusat, ne susțineți și pe noi, evident. Așadar, vecinii, sau cum îi spune în olandeză, Nieuwe Buren, cred că e pronunț corectă, vecini noi, cred că înseamnă mai degrabă decât altceva. Și e un serial cu totul diferit față de la Geek and Nerd Culture, cel pe care l-avem noi aici. E un serial olandez care, la prima vedere când începe, se pare că o să fie un mic soap opera-ish stuff. Ceva, doi tineri care se mută într-un cartier nou. Are 4 sezoane, by the way, și în fiecare săptămână, începând cu 15 mai, pe Focusat va apărea un sezon, adică 10 episoade în fiecare săptămână. Fiind olandez, se vorbește olandez, așa că aveți subtitrarea pe el. Dar, după ce vezi primul episod, ești ok, ești on board, poți să te uiți fără niciun fel de problemă. Ce vă spuneam și la Dark, de asemenea. E aceeași poveste. Limba nativă devine cursivă la un moment dat, fără niciun fel de problemă. Așadar, Nieuwe Buren, ce e cu el? Despre ce e vorba? E bine, important e să înțelegeți că undeva pe unele locuri o să găsiți titlul ăsta ca și Swingers. Și voi să vă întrebați, what is that about? Și acum o să vă spun în felul următor. Imaginați-vă că luați un film european, tipic european, al doilea luați un mic thriller, aș spune, pe alocuri, și combinați cu Desperate Housewives american. Și este acest melanj care s-ar putea să vi se pară acum când auzi, spuneți, cum? What? Atât de multe chestii și o să vă spun, da, din păcate seamănă foarte mult cu realitatea. Este genul de serial, slice of life aproape, de foarte multe ori. Evident, exagerează la un moment dat și tranziționează către puțin fantastic. În ce sens? În sens că au acest cuplu nou care se mută într-un cartier, ei doi, evident, de la bun început, sunt o relație bună, dar care pare să scârție pe alocuri. Și întâlnesc acest cast pestriț, dacă vrei, de oameni. Dacă la început senzația este că everybody's ok, după aia descoper că ăia de fapt sunt oameni și fiind oameni au multe probleme și au multe dificultăți. Și felul în care sunt caracterizate personajele, să zic așa, felul în care descoperim viciile lor, pentru că despre vicii e vorba de fapt mai degrabă decât orice altceva, felul în care descoperim viciile lor este foarte congruent cu realitatea oamenilor pe care îi cunoaște în viața reală. De fapt, ca să nu vă dau spoilere, că despre asta e vorba în toată chestia asta, lucrurile stau cam așa. Este un portrait piece, dacă vreți, asupra unei societăți în care de foarte multe ori oamenii nu se controlează sau nu își opresc anumite porniri și anumite chestii. Acum, ca și target audience, în primul și în primul rând, îi se destina să fie și o să aibă succes în rândul persoanelor de sex feminin. De ce? Pentru că are această tipologie de analiză, dacă vreți, psihologică asupra celor pe care i-ai în jur. De foarte multe ori când se vorbește de bărbați și de femei, se spune că femeile au un interes vădit față de oameni. Ei bine, acest serial este un interes vădit față de oameni. Cea mai interesantă parte, mi s-a părut mie cel puțin, a fost faptul că în tot ansamblu ăsta, acest cast pestriț de indivizi, o să recunoașteți pe foarte mulți oameni pe care îi cunoașteți și voi, o să îi recunoașteți. Și ce e și mai interesant este că multe dintre tipologiile poate nu vor fi la fel exagerate pe cum le veți vedea în serial, dar în viața reală le veți întâlni. Și atunci serialul ăsta este un fel de real people behind closed doors. Dar nu neapărat că acum o să spune poate că e totul about kink and stuff. Nu e despre asta. E vorba de faptul că oamenii, când trăiesc în comunitate, au anumite comportamente care se dezvoltă în urma trăirii în comunitatea respectivă. E vorba despre problemele pe care le au oamenii și cum acestea îi impactează într-un fel în care de foarte multe ori nu realizăm. De foarte multe ori mai sunt
tinerețe, în copilărie, avem senzația asta că noi suntem așa și doar așa putem să fim și noi așa o să rămânem pentru totdeauna și că eu sunt de neclintit, că sunt imposibil de schimbat și așa mai departe. E bine, Neighbors ăsta, vecinii, serialul ăsta, asta este. A window into reality, dacă vreți. Din nou, e exagerată până la un punct. Dar actoria e un point. Dacă există un punct slab, aș spune că este... Nu știu că e slab, că cred că e alegere personală a producției, este faptul că e filmat european. Ce înseamnă filmat european? Înseamnă că nu e supra-saturată cromatica ca la americani, dar nu e nici dreadfulness-ul de la britanici. E un stil video pe care unii îl apreciază enorm de mult și e un stil pe care alții o să spună I don't really like it. Dar în rest, actoria, aș spune că în primele două episoade văzute acum, sunt câțiva actori care they nailed it out of the park. N-aș spune că toată lumea, în schimb. Serialul pe IMDb are 7,1. Înainte să accept promovarea, am zis că hai să ne uităm să vedem ce se întâmplă și să nu dați seama ce fel de serial este. Și pentru un serial european, dacă îi dați puțin timp, o să vă dați seama că e foarte interesant. Din nou, repet, it's not everybody's cup of tea și înțeleg perfect chestia asta. Dar la nivelul ăsta de judgmental study, ca să zic așa, s-ar putea ca multă lume să fie on board cu el. Dacă erați genul care s-a uitat la Desperate Housewives și căutați o versiune puțin mai gritty, mai raw, mai punchy, mai european in a certain sense, da? Și ca să fie mai puțin comedică, pentru că asta e chestia la serial. E un melanj european, cum spuneam, nu este atât de funny ca Desperate Housewives, de exemplu. Sau nu este la fel de funny ca un sitcom american. Dar nu este nici la fel de dark ca... Nu știu... Nu e un thriller through and through. Asta vreau să spun. E undeva la mijloc. Și felul în care reușește să dezvolte... O să vezi că este un personaj, un polițist, cu tot felul de probleme pe care le are el. Și felul în care e dezvoltat personajul a fost cel puțin surprinzător. Asta pentru că atunci când vezi posterul, când vezi comunicarea, s-ar putea să ai senzația că, bă, poate e doar un sitcom sau poate e doar ceva foarte more of the same, știi, ca să zic așa. Nu e. E surprinzător. Acum, dacă acest serial va fi pe Everybody's Cup of Tea, n-am cum să știu chestia asta. Dar din punctul meu de vedere, dacă vă căutați un serial care să fie about people și cu people și cu tot felul de probleme intrinseci de astea pe care de foarte multe ori, din păcate, le găsim în viața reală și o spun din păcate cu toată stima și respect față de oamenii care le au, dar realitatea este că da, există multe probleme în spatele ușilor închise, în foarte multe relații, în foarte multe households și așa mai departe. Și o să vedeți aici cum un eveniment mic de obicei poate duce la mișcări masive tectonice, chiar aș spune, la un moment dat. Interesant din punctul ăsta de vedere. Aș spune că părțile bune depășesc net părțile rele, mai ales pentru cei care apreciază un astfel de genre. Acestea fiind spuse, dragii mei, dacă vă căutați un astfel de serial care să fie mai... puțin mai oze, aș spune, mai pushy in certain ways, e surprinzător fără doar și poate în foarte multe momente, și dacă aveți răbdarea să vă uitați la un serial care la fel e în olandeză, și asta s-ar putea să fie pentru unii un turn-off, dar din punctul meu de vedere că o să fie un turn-on pentru alți oameni, și cu actorie care de foarte multe ori merge, are și momentele sale, cred că în urmărind sezoanele viitoare vom petrece din ce în ce mai mult timp cu el, eu cred că foarte multă lume o să fie un bor cu serialul ăsta. Nu este Bridgerton, repet, și nu este în niciun caz despre Housewives, ci undeva într-un mix care îl face foarte real și de foarte multe ori va părea foarte interesant pentru multă, multă lume. Așa că, dragii mei, dacă nu ați făcut-o încă, dați click pe linkul din descriere pentru a profita de oferta Focusat, care ne-a oferit cu codul încă ceva 12 zile de absolută gratuitate prin care puteți să încercați aplicația, să testați conținutul, vedeți dacă vă place și poate o să rămâneți în continuare alături de ei. Evident, acestea fiind spuse, mulțumim Focusat pentru susținere, mulțumim pentru oportunitatea de a vedea producțiile voastre și pentru că susțineți canalul în continuare și până data viitoare nu rămâne decât să mulțumesc celor pe Patreon, celor din comunitate încă ceva, lui Focusat, pentru că aproape că devine a household name, și astfel vă urez vizionare plăcută. Numai de bine, baftă!